datoriată asistență. Iubiți frați și surori, stimați credincioși, suntem adunați în acest loc, în această seară, după un cuvânt al lui Dumnezeu din Scriptură, care ne spune că este mai bine să fii într-un loc de jale decât într-unul de petrecere, căci aici îți aduce aminte cât de trecători și ne aducem aminte cât de trecători suntem. Suntem prezenți aici pentru a fi alături de familia Pitaru la acest eveniment special și să priveghem câteva momente în această seară și apoi mâine să fim de asemenea împreună la slujba de mormântare a aceluia care a fost la vremea potrivită un soț, un tată, un bunic, un străbunic, o ruda dumneavoastră mai apropiată sau mai îndepărtată și fratele nostru, domnul Vitaliu Iosif, care la o vârstă frumoasă, spunem noi, 91 de ani, a plecat la cele veșnice, parcă se împlinește așa de frumos cuvântul din Scriptură care spune ca snopul strâns la o vreme potrivită. Dorim în această seară, prin prezența noastră aici, să constituim un prilej de mângâiere pentru toți cei ce sunt îndurerați, de asemenea să aducem și să ascultăm în același timp cuvântul lui Dumnezeu, dătător de speranță, chiar și în cele mai critice momente prin care ne este dat să trecem în viața aceasta pământească. De aceea vă invit pe toți să stăm ridicați în picioare și prin fratele Laurențiu Văcar să cere binecuvântarea Domnului peste serviciul de priveghi din această seară. Doamne, stăm în prezența Ta și îți mulțumim că Tu ești Dumnezeul nostru. Îți mulțumim că Tu oferi speranță, nădejde și credință chiar și în aceste momente grele. Te rugăm să binecuvintezi familia înduriată, binecuvintează pe cei mai în vârstă, binecuvintează copiii, Doamne. Te rugăm în seara aceasta să vorbești prin cuvântul Tău. Să aduci mângâiere în fiecare inimă și să binecuvintezi tot ceea ce se va face în locul acesta. Amin. Citim cuvântul lui Dumnezeu așa cum îl găsim scris în Cartea Eclesiastul, capitolul 12, începând cu versetul 1, pagina 677 în Sfânta Scriptură, Eclesiastul, capitolul 2, cu versetul 1. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc nori îndată după ploaie, până nu încep să tremure pasnicii casei mâinile și să se covoaie cele tari, picioarele, până nu se opresc cei ce macină dinții, cât s-au împucinat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, buzele, când uitul morii slăbește, te scoli la celipitul unei păsări. Glasul tuturor cântăreților se aude negușit. Te temi de orice înălțime și te sperii pe drum. Până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște recusta. Până nu strec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cu trei răurițele. Până nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor, și până nu se strică roata la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor. A cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie în tocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute, date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voie să faci o mulțime de cărți,
să știi că n-ai mai zbrăbi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Deci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați cu câta o cântare la Dumnezeu și apoi cuvânt de zidire și de mângâiere pentru noi toți, undeva cu cântare de păstori, cu toate greșea. Dumnezeu să-L binecuvânteze.
Pitaru, îndoliată asistență. Ne găsim în locul acesta de jale ca să fim o mângâiere pentru familia Pitariu, cu ocazia trecerii la Domnul, al fratelui Iosif, la o vârstă venerabilă, aș putea să spun, 91 de ani. Și sigur că în urmă au rămas copii, nepoți, strănepoți, care sunt prezenți aici, rudenii mai apropiate sau mai îndepărtate. Dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze familia aceasta. Amin. Și prin cuvântul Său să aducă o mângâiere în inimile tuturor, prilejuit de faptul că fratele Iosif a fost chemat acasă. Mi-amintesc că de familia Pitariu cu multă bucurie, pentru că, să zic așa, copiii fratelui Iosif sunt din generația mea. Am putea spune că ce-am copilărit împreună și ne cunoaștem de foarte mulți ani și mi-aduc aminte cu plăcere de soția fratelui Iosif, care în fiecare duminică venea cu băieții și fetele la casa Domnului. Era o bucurie să-i vezi pe toți împreună, să fie prezenți la casa Domnului. Domnul să binecuvânteze în continuare familia Pitariu, nepoții, strănepoții, care toți sunt implicați în lucrarea Domnului, în biserica Domnului. E un har și acesta din partea lui Dumnezeu, pentru că dacă ne uităm în zilele noastre de astăzi, mulți copii influențați de lumea aceasta și de cel rău se pierd. Noi binecuvântăm pe Domnul și îi mulțumim pentru harul acesta pe care l-a revărsat asupra familiei Pitariu și Domnul să o binecuvânteze în continuare. S-a citit aici un cuvânt din Eclesiastul, capitolul 12, și zice, primul verset, adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele, până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere și pentru toți aceia care îl aplică în viața lor, vor avea parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. În contrast cu mersul lumii acesteia, cu filozofia lumii în care trăim, tineretul se orientează spre multe lucruri care nu-L implică pe Dumnezeu. Nu-și aduc aminte de Dumnezeu în anii tinereții. Sigur, ei se atașează de Dumnezeul veacului acestuia, despre care vorbește Scriptura și care oferă plăcerile de o clipă ale păcatului. Ne bucurăm pentru toți credincioșii care prin veghere, prin rugăciune, prin sfaturi, își țin copiii în învățătura Domnului, în sfatul Domnului și îi țin aproape ca să nu se piardă în lumea aceasta. E bine să-L slujești pe Dumnezeu în anii tinereții. Chiar dacă lumea aceasta are filozofia ei și zice cât ești tânăr, distrează-te. Mănâncă și bea. Pentru că, zic ei, o viață ai. Și pentru ei, probabil că există doar viața aceasta pământească. Însă cuvântul lui Dumnezeu zice, adu-ți aminte de făcătorul tău
în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când le zice nu mai găsesc nicio plăcere în ei. Dacă în tinerețe diavolul câștigă tineretul și nu numai tinerii, îi câștigă și pe cei în vârstă. Și le spune, ești tânăr, acum trăiește-ți viața așa cum vrei. Pentru că nu există Dumnezeu, pentru că nu există judecată. Așa că poți să faci tot ceea ce dorești. E o înșelăciune și mulți tineri ascultă de glasul celui rău. Când ajung la bătrâneții, oamenii însă constată că toată oferta aceasta diavolului e o înșelăciune și ar vrea să se întoarcă la Dumnezeu. Și atunci diavolul vine cu o altă variantă și zice, ei bine, acum, după ce ți-ai trăit viața așa cum ai dorit și ai făcut atâtea păcate, mai crezi că Dumnezeu te mai poate ierta? Pentru tine nu mai există iertare. O a doua înșelăciune, o a doua capcană a celui rău. Deci diavolul are mreji, atât pentru cei tineri, cât și pentru cei în vârstă. Însă cuvântul lui Dumnezeu spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurului Fiu ca să moară. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu este valabil atât pentru cei tineri, cât și pentru cei în vârstă. Dumnezeu nu ține în seamă păcatele noastre în momentul în care recunoaștem jertfa Domnului Hristos Mântuitorul, ne întoarcem cu pocăință, renunțăm la păcat și trăim o viață nouă. Aceasta spune Sfânta Scriptură. Și Dumnezeu să binecuvânteze viețile noastre, ca din tinerețe să putem sluji Domnului. Eu mă bucur că am avut harul acesta să mă nasc într-o familie de credincioși. Deși la vârsta adolescenței venise gândul din partea celui rău ca să mă depărtez de Dumnezeu. Am zis, de ce atâta rugăciune, de ce atâta pocăință, de ce atâta înfrânare, de ce așa, de ce așa? Pentru că diavolul vine cu astfel de lucruri. Și Dumnezeu, datorită rugăciunilor părinților, a îngăduit să am un accident în viață. La vârsta de 14 ani, am suferit un accident prin care puteam să-mi pierd brațul stâng, mâna stângă, și să rămân ciun pentru toată viața. Dar a fost doar un avertisment din partea lui Dumnezeu pentru mine atunci. Și m-am trezit. M-am trezit din gândurile mele, din intențiile mele și am luat o decizie atunci. Și am zis, nu merge cu lumea. Dumnezeu vede, Dumnezeu cunoaște, Dumnezeu știe, El vechează și nu mă pot ascunde de mine. Am luat decizia să mă hotărăsc pentru Domnul. Și m-am hotărât. La 18 ani am încheiat legământul cu Domnul. Și Domnul m-a ajutat în timpul vieții, chiar dacă am trecut prin greutăți, uneori prin boală, suferință, necazuri, probleme, am văzut mâna lui Dumnezeu. Deci, cuvântul lui Dumnezeu care zice, adu-ți aminte de făcătorul tău din anii tinereții tale. Și nu aștepta să vină vârsta aceea la care să mergi cu bastonul și abia să poți să mai ajungi la casa Domnului. Slujește pe Domnul din tinerețe cu toată tăria, cu toată puterea pe care Domnul ți-a dat-o. Pentru că la vârstă mai înaintată mai vin și alte probleme care nu le programezi, dar sunt îngăduite de Domnul datorită vârstei, a trupului acesta care este trecător. Deci, frați și surori, stimată familie, doresc ca Domnul să vă binecuvânteze, doresc ca Domnul să lase îndurarea Lui peste noi toți, ca
ca să putem sluji Domnului atât tineri cât și cei în vârstă, potrivit cu voia Lui. Amin. Amin. În această seară apreciem foarte mult prezența în adunarea noastră întoliată a fratelui păstor Vinu Bogdăceanu, este împreună cu soția, un foarte bun prieten și într-un fel rude, aș zice eu, cu familia Italiu. Suntem foarte cunoscuți 10 de ani, am avut dese părtășii, multe părtășii în lucrarea Domnului aici în Sibiu. Apreciem că în seara aceasta este împreună cu noi și dorim să aducă un cuvânt, un mesaj mai substanțial din Cuvântul lui Dumnezeu pentru zidirea noastră spirituală, pentru mândrirea familiei, pentru mântuirea sufletelor. Ascultăm acum o cântare, o parte a corului Bisericii Emanuel, este împreună cu noi în această seară, parte dintre coriște plecați la evanghelizare, la Mamri, precedent pe cei care sunt împreună cu noi, vor cânta o cântare, spre slava Domnului, și după aceea ascultăm mesajul din Cuvântul lui Dumnezeu prin fratele păstor Vinu Popraceanu. Dumnezeu să-L binecuvânteze. Amin. El poate mântui.
stat adunare, suntem adunați aici pentru a avea un timp de meditație duhovnicească, o seară de priveghi prilejuită de plecarea fratelui Iosif, unul dintre bătrânii noștri care l-au iubit pe Domnul. Și cred că fiecare dintre noi suntem marcați, într-un fel sau în altul, de toți cei care pleacă dintre cei dragi noștri. Și aș dori să vă transmit din partea mea și a familiei noastre, suntem toată familia aici, sincere condoleanțe, pe de o parte, iar pe de altă parte, felicitări. Când ai un tată care a rămas credincios până la această vârstă înaintată, chiar și în ceasul morții, poți să spui celor din familie felicitări. Nu am venit ca să vă predic, dar mă bucur de cinstea pe care mă dau păstorii de la Biserica Emanuel, să pot să vă împărtășesc câteva gânduri. Și m-am gândit să vă vorbesc despre moartea lui Iosif. Totdeauna mi-a plăcut personajul acesta, nu pentru că este fratele meu ca nume, Iosif a fost frate cu Beniamin, ci pentru că îmi place caracterul acestui om care a știut cum să slujească pe Dumnezeu din tinerețe până la 110 ani. A fost un pic mai mare ca tatăl și bunicul vostru. Și iată ce spune Scriptura în Geneza, capitolul 50. Citesc ultimele 3 versete din cartea Geneza. Iosif a zis fraților săi, eu am să mor. Dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți în țara aceasta, din țara aceasta, în țara pe care a jurat-o că o va da lui Avram, Isaac și Iacob. Iosif a pus pe fiii săi lui Israel să jure, zicând, când vă va cerceta Dumnezeu să luați și oasele mele de aici. Iosif a murit în vârstă de 110 ani, l-au îmbălsămat și l-au pus într-un sicriu în Egipt. Amin. Amin. O viață frumoasă se încheie frumos. Și dacă despre Iosif știm că a trăit în curăție, a avut o viață exemplară pentru tineri, pentru tot Egiptul și chiar pentru frații lui, putem să spunem că cel ce a trăit frumos a și încheiat frumos viața. Nu l-am cunoscut îndeaproape, dar l-am cunoscut din povești foarte bine. Pentru că de fiecare dată când venea, Catea și Abel ne spuneau lucruri interesante despre bunicul. Și știu că l-ați prețuit și cred că a fost pentru voi o mare binecuvântare. Cum este moartea lui Iosif? În primul rând, aș vrea să spun că moartea lui Iosif a fost o moarte conștientă. Așa spune aici în versetul 24. Iosif a zis fraților săi, eu am să mor. A fi creștin nu înseamnă a fi un visător care să nu crezi că moartea este o realitate. Scriptura ne spune că și tuturor oamenilor le este dat să moară și după aceea vine judecată. Dacă este o rânduială divină, atunci trebuie să ai convingerea asta că vine ceasul când vei pleca din lumea asta. Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 1, spune așa. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mâna omului, ci este veșnică. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel știa că vine moartea. Și nu numai că știa că vine moartea și era pregătit pentru moarte. În 2 Timotei, capitolul 4, Apostolul Pavel, vorbind despre martiriul care urma să vină asupra lui, spune
sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Mi-aduc aminte de mama mea, o femeie credincioasă care a iubit pe Domnul și a iubit rugăciunea foarte mult. Când s-a apropiat ceasul să plece dintre noi, nu cânta decât cântări despre cer, despre patria cerească. În casa noastră de la Hasic locuia cu niște strănepoți. Și m-am dus odată în vizită la ei și strănepoții ăștia, care erau de 5-6 ani, cântau cântări de-astea de înmormântare. Și eu am întrebat, măi, dar unde să învățați voi cântările astea? Că voi copii ar trebui să cântați alte cântări. Și au spus de la babi, că așa îi spuneau. Pentru că ea avea gândul la cer și aștepta clipa plecării să meargă acasă. Îl vizitez pe fratele Preda, socrul meu, și îl întreb, ce faci, moșu? Aștept chemarea. Cred că un credincios este conștient că vine moartea și o privește cu toată seminătatea. Vă aduceți aminte de bătrânul Simeon, care l-a luat pe pruncul Iisus în brațe? Ce a spus bătrânul Simeon? Binecuvântat pe Domnul și a spus, acum, Doamne, slobozește pe robul Tău după cuvintele Tale, căci au văzut ochii mei mântuirea lui Israel. Dacă ești credincios, ești conștient de realitatea morții și o aștepți în liniște și pace. Și cred că nimic nu poate să-ți aducă liniștea asta și pacea decât credința în Dumnezeu, credința în Domnul Iisus. Ioan, capitolul 14, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Și eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce îl voi pregăti, mă voi întoarce și voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Întrebare. Ești conștient că vine moartea? Și dacă ești conștient, ești pregătit. Astăzi am mai fost la o mormântare în comuna Poiana Sibiului. Și acolo am slujit la mormântarea unei femei de 38 de ani. Și am spus tuturor care erau acolo, oricare dintre noi am fi putut să fim în locul ei. Un credincios își așteaptă moartea cu seminătate și conștient. Al doilea lucru. La moarte, Iosif îi binecuvintează pe frații lui. Și spune așa, Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta, în țara pe care a făgăduit-o lui Avram, Isaac și Iacob. Întâi de toate, cred că Dumnezeu cercetează pe fiecare dintre noi și prin împrejurări de felul acesta. Că uneori prea suntem prinși de valul problemelor din lumea asta și nu ne mai gândim la moarte. Așa cum s-a citit în Eclesiastul, adu-ți aminte de Creatorul tău în zilele tinereții tale. Vă mărturisesc ceva. De câțiva ani încoace, îmi place mai mult să predic la înmormântări decât la anunț. Când predic la anunț, totdeauna am emoții. Oare cum va fi cu tinerii ăștia? Oare cum va merge familia asta? Cum le va merge căsătoria? Când predic la înmormântări și mai ales la înmormântările credincioșilor, de fiecare dată parcă sunt binecuvântat. Și simt acea pace și liniște care o aduce Dumnezeu, Duhul Sfânt, Mângâietorul, care ne cercetează și prin ocazii ca acestea. Și eu mă rog că Domnul să cerceteze familia voastră. Și să cerceteze biserica și să ne cerceteze pe toți. Prin ce? Prin trecerea celor dragi. Prin suferință
Spune Apostolul Pavel că întristările noastre ușoare de o clipă lucrează tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Am constatat în trecerea anilor că oamenii de calibru spiritual sunt oameni care au trecut prin suferință, prin încercări. Dacă aurul care piere și totuși este încercat prin foc, spune Petru, cu cât mai mult credința voastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și să ne cerceteze pe toți. Și să ne facă să luăm aminte. E adevărat că Dumnezeu i-a cercetat și prin binecuvântările care le-au primit în Gosen. Că din pricina lui Iosif, care avea un mare și frumos nume în fața lui Faraon, frații lui și tatăl lui au fost așezați în cel mai rotnic, cel mai bogat loc din țara Egiptului. Am fost odată în vizită la o biserică penticostală din Lugoș. Nu știu ce nume are, dar era într-un cartier mai nou clădit. M-a uimit ceva acolo. Era joi seara și păstorul de acolo a spus: frate, întâi vom avea serviciu de binecuvântări și după aceea dumneata vei predica. M-am uitat la el și am spus: dar ce înseamnă asta? Că la noi în fiecare joi seara avem binecuvântări de copii. Și a avut vreo 3 copii care au fost binecuvântați în joia seara. Și apoi am mers la o familie, niște tineri. Aveau 30 de ani, și soțul și soția. Și în casa lor erau 10 copii. O bucurie nemaipomenită acolo. Și am zis: da, nu înțeleg ceva. Nu înțeleg de ce aveți așa mulți copii, de ce vă bucurați așa, biserica plină joi seara. Și mi-a spus fratele ăsta: frate, aici, în Lugoș, cândva era groapa din gunoi a orașului. Și au venit niște pocăiți săraci în Lugoș și primăria le-a dat aici teren să-și facă case. Și treptat, mi-am adus unul pe altul, așa că toată strada asta, și ailaltă, și ailaltă, îți numai frați. Și noi am numit cartierul ăsta Gosen. Cam așa au fost binecuvântați frații lui Iosif. Prin binecuvântări din Gosen. Acum, cunoscându-vă pe câțiva dintre voi, de aici și din America, cred că și pe voi va cerceta Dumnezeu cu binecuvântările din Gosen. Amin? Amin. Trebuie să recunoașteți. Și apoi Dumnezeu vă poate cerceta și prin intervenția lui Dumnezeu din rugul aprins. Să întoarce Moise, să vadă un rug care arde și nu se mistuie. El era obișnuit cu pustia. Era obișnuit să-și păstorească oile în zona aceea. Dar fenomenul ăsta i s-a părut interesant. Și când s-a întors, a auzit chemarea din rugul aprins. Moise, Moise, descalță-ți încălțămintele, că-și locul pe care calci este un pământ sfânt. Știți ce a început acolo și atunci? A început ieșirea din robie. De acolo au pornit exodul lor spre țara Canaanului. Vine curând. Ceea ce a fost în rugul aprins și nu se mistuia, vine pe norii cerului. Amin. Și ne va muta de aici, din Egiptul acestui pământ. Și ne va duce în altă parte. Să dea Domnul să fim pregătiți. Al treilea lucru. Iosif, când moare, spune: vă va face să vă suiți. Expresia asta arată câteva lucruri. Întâi de toate arată propășire. Și cred că fiecare părinte
are dorința asta să-și vadă copiii că propășesc, că se suie. Sunt generații și este dovedit, sunt anumite persoane care primesc bogăție multă de la părinții lor și în câțiva ani o topesc, nu mai au nimic. Sunt alții care primesc o binecuvântare când încep viața și tot timpul se suie, tot timpul se suie, tot timpul se ridică și vezi cum propășesc. Iosif spune, Dumnezeu vă va face să vă suiți. Dar acum să nu mă înțelegeți greșit. Să nu vă suiți doar din punct de vedere material. Să vă suiți din punct de vedere spiritual. Adică să ne ajute Dumnezeu pe toți să creștem în omul din lăuntru care stă în curăția unui duc blând și liniștit. Că de fapt ceea ce clădim și ceea ce contează și ceea ce rămâne nu în lucrurile materiale și în trup, ci ceea ce contează și ceea ce rămâne este ce facem în omul din lăuntru. Nu știu dacă știți cântarea Căci tu vei trece de aici lăsând toate. Doar ce lui Iisus ai făcut asta. Domnul să ne ajute pe toți să ne suim. Mai era o cântare veche de cor, nu știu dacă fratele o știe, el mai tânăr. Te ridici sau cobori? Te întreb de două ori. Te ridici sau te cobori? Frații mei, să ne ajute Domnul să ne suim. Amin. Să ne suim, să creștem, să ne maturizăm. În Efeseni, capitolul 4, este un pasaj foarte interesant care vorbește despre darul încincit al Domnului Iisus. Spune acolo, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Și a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. În vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului, până vom ajunge toți la înălțimea, la statura de om mare. Auzi ce vrea Dumnezeu? Să ne maturizăm. Să creștem. Să nu mai fim copii plutind de încoace și încolo. Bătuți de orice vânt de învățătură. Și credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele, ca să ajungem la cel ce este capul, Hristos. Amin. Amin. Dumnezeu vă va binecuvânta și vă va face să vă suiți. Vă doresc tuturor și doresc și mie să mă sui. Adică să cresc spiritual în fiecare zi. Dacă Dumnezeu ar fi considerat că noi suntem suficient de maturi, cred că ne-ar fi luat la sine atunci când ne-am întors la Domnul. Dar El ne lasă după ce ne-am mântuit pentru două scopuri. Unul, ca să slujim de laudă slavei sale. Și al doilea, să ne maturizăm. Că atunci când ne întoarcem la Domnul, suntem ca niște copii. Și după aceea începe procesul de sfințire, care aduce creșterea și Dumnezeu ne face să creștem tot mai mult ca să ne asemănăm cu Domnul Iisus. Uneori, suișul se face prin suferință. Că Dumnezeu se poartă cu noi ca un tată, cu niște fii. Și care este tatăl care nu-și pedepsește copilul dacă îl iubește? Și încercările și suferințele ne ajută să ne maturizăm. Și ultimul gând. Spune aici, Dumnezeu va cerceta și va face să vă sujiți, să vă suiți din țara aceasta în țara pe care au jurat-o că o va da lui Avram, Isaac și Iacov. Mă, noi știm că țara care a jurat-o că o va da lui Isaac, Avram, Isaac și Iacov a fost Canaanul pământesc. Dar vreau să vă duc aminte că atunci când au intrat în țara Canaanului, nu li s-a pus totul pe tavă. Nu le-au spus hetiții, heviții, iebusiții și fereziții și toți aceilalți care locuiau acolo. Veniți, vă așteptăm, luați în stăpânire. Nu.
A trebuit să lupte pentru fiecare teritoriu, pentru fiecare palmă de pământ. Și spunea cuvântul, oriunde va călca picioarele voastre, va fi al vostru. Și au dus o luptă aprigă de cucerire acestei țări, până l-au luat o stăpânire. Dragii mei, noi nu așteptăm ca în anul pământesc. Și Domnul ne-a promis o altă țară. Și Scriptura spune, Dumnezeu va ajuta să vă suiți în țara pe care El a promis-o. Doamne, ajută-ne! Mai avem puțin de mers până la ținta mult dorită. Plânsul nostru va fi șters de înălțimea mult dorită. Mai avem puțin de stat pe pământul fără pace. Și în cerul minunat, un etern popas vom face. Să vă binecuvinteze. Amin. Aici, nu o să-l mai vedeți pe tata, că el s-a dus într-o altă țară mult mai bună. Apostolul Pavel spune, aș dori să mă mut acasă la Domnul, că ce-ar fi? Mult mai bine. Dar ceea ce vreau să vă spun ca un cuvânt de încurajare, să vă ajute Domnul, să ne ajute Domnul pe toți, să intrăm în țara promisă. În locul acela despre care Domnul Iisus a spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. M-am dus într-o zi la cimitir să vorbesc cu Doamnele de acolo pentru un loc de mormânt. Și a venit șefa, nu cunoștea că sunt pastor, a venit ea să vorbească cu mine și a spus, da, domnule pastor, doriți un loc de veci? Și am spus, nu. Doresc un loc de mormânt. Și ea s-a uitat la mine și a spus, noi n-avem numai locuri de veci. Și zic, înseamnă că am greșit destinația, am greșit locul. Eu cred în alt loc de veci. Locul ăla s-a dus să-l pregătească Domnul Iisus Hristos. Amin. Și ne-a făgăduit că după ce îl va pregăti, se va întoarce să ne ia la sine. Mormintele care vin de dumneavoastră sunt pentru o vreme. Că Biblia mea spune că într-o zi, când s-a auzit glasul Arhanghelului și trâmbița lui Dumnezeu, toate mormintele se vor deschide. Și morții vor învia nesupuși putrezii. Nu e acolo locul de veci în cimitir. Locul de veci l-a pregătit Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele. Amin. Dar mai spun ceva. Dacă nu ești în relație personală cu Domnul Iisus Hristos, Biblia mai spune că mai este un loc de veci. Unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Și în ziua aceea Domnul va spune unora, veniți binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii și celor de la stânga le va spune, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Dacă este vreo persoană aici care nu s-a împăcat cu Domnul, vreau să spun că e imperios necesar și urgent să-ți predai viața în mâna Domnului Iisus. Ar fi prea trist să petreci veșnicia în iad. Din moment ce Domnul Iisus a dus să pregătească un loc atât de minunat pentru cei ce sunt ai Lui. M-am gândit că Dumnezeu când a creat tot Universul, Dumnezeu l-a creat în 6 zile. Domnul Iisus pregătește locul acela în care își va duce biserica Lui de cât timp? V-ați gândit la asta? Ce frumos va fi acolo? Dacă creația asta care Dumnezeu a făcut în 6 zile așa frumoasă, ce frumos va fi cerul pe care Domnul Iisus, Dumnezeul nostru, îl pregătește de 2000 și ceva de ani. Să fie binecuvântat numele Lui. Amin. Aș vrea să ne întâlnim cu toții, cu toți cei dragi ai noștri, cu toți cei ce au plecat și mai înainte, cu toți sfinții, în locul acela de veci.
în țara care El ne-a promis-o nouă. Amin. Să ne întâlnim acolo cu toți Sfinții Apostoli, cu patriarhii, cu prorocii, dar mai ales să ne întâlnim cu Domnul nostru Iisus. Ce vei face când vei ajunge acolo? Primul lucru, ce vei face? Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Amin. În nădejdea aceasta, doresc ca Dumnezeu să o binecuvinteze cu mântuirea Lui cerească și pe noi, pe toți, să ne ajute să ne punem serios problema vremelniciei și a veșniciei și să ne determine să trăim plăcut înaintea Lui. Amin. Moartea aceasta a celor credincioși
nu este spre rău, nici nu e capăt de drum, nu e nici tragedie, nu e nimic tragedie. În împrejurarea aceasta, acest cuvânt chiar nu se potrivește. E mai degrabă seceriș la vreme. M-am gândit, am cugetat la împrejurarea aceasta ascultând cântările, cuvintele rostite și mergând spre încheierea acestei seri de priveghere, îngăduiți-mi, mă rog, o cugetare scurtă. Nu e ferice doar de morții care mor în Domnul. Ne gândim aici la fratele Iosif. Și e ferice și de urmașii lor care rămân. Omul, în alergarea lui pe pământ, își caută drumul, își face în viață un rost. Oamenii responsabili se gândesc să lase după ei ceva. O casă, o familie, un nume. Să rămâne ce? Gândindu-mă la fratele Iosif, e ceva ce nu poate fi cuantificat în materie. Ceva ce rămâne. Acel ceva, eu l-aș numi moștenirea binecuvântării. Lăsată neamului care rămâne. Dumnezeu v-a binecuvântat, stimată familie Vitariu. E adevărat că sunt multe izvoare în care vine această binecuvântare. Unul dintre ele este fratele Iosif. Chiar dacă Dumnealui a plecat dintre noi, izvorul acesta rămâne nesecat. Cel ce-l va ține proaspăt mereu, 1000 de neamuri de om, de aici înainte, este Dumnezeu. Când ne merge bine, când întâlnim în viața noastră lucruri, ne și mirăm de unde vin. Frații mei, sunt aceste izvoare binecuvântate. Dacă v-ar fi lăsat milioane sau miliarde de dolari, n-ar valora cât acest izvor. Banii se cheltuie. Crizele care vin peste lume le devalorizează. Vin războaie care deodată spulberă toate moștenirile. Dar izvorul acesta nu poate fi secat de nicio criză. Izvorul acesta binecuvântat nu poate fi astupat de muritor și nici de demon. Odată deschis, curge. Asta este moștenirea noastră. De la tată, de la bunicul, de la străbunicul. Ferice de dumneavoastră. Ferice de toți aceia care au un neam, oameni temători de Dumnezeu. Și de până acum n-o fi, poate nu știți dumneavoastră, cine știe cine? 5, 10, 20 de neamuri de unul în urmă. Dar nu asta să ne fie frământarea, cât să ne fie frământarea să fim noi un asemenea izvor pentru neamul de oameni care vine după noi. Asta să fie moștenirea pe care să-l lăsăm. Știu, sunteți între dumneavoastră aici bărbați tineri care vă gândiți cu multă responsabilitate la copiii dumneavoastră. Mame tinere care vă trudiți din greu să creșteți copiii, să puneți în ei educație și să faceți din ei oameni. Să munciți. Dar grija mare e să faceți acest izvor. Prin integritatea dumneavoastră, prin rugăciunile dumneavoastră, prin evlavia, prin frica de Dumnezeu cu care viețuiți, să deschideți acest izvor și când închideți ochii și mergeți de pe pământ, acele veșnice, la vreme,
când vă rătui cu Dumnezeu, după dumneavoastră să rămână deschis și cât o ține lumea nesecată, acestis ori. Nu știu ce ar putea lăsa în urma lui omul mai bun decât această moștenire neamului care vine. Odată un băiat era fiul de rege, a luat o rău. Prins în pornirile tinereții, a făcut greșeli care, pentru care a plătit mult. Și a venit și scadența. Numele acelui băiat era Roboam. În jurul lui s-au adunat stârniți de greșelile lui, oameni care au vrut rău. Dumnezeu a îngăduit să fie apăsat. Dar cât a fost de mare necazul, Dumnezeu și acestui băiat, dar mai ales dușmanilor lui, a spus ceva. A zis așa, voi lua de la el împărăția, vă voi da vouă 10 părți, să țineți minte. Două părți o să rămână lui. Din cauza bunicului său, David. Am avut eu treabă cu David. Am vorbit noi între noi vreo 100 de ani în urmă. I-am promis ceva. El a murit, izvorul e deschis și trebuie să-mi țin cuvântul față de David. Așa că nu contează ce a făcut Roboam, contează bunicul. După câteva sute bune de ani, un stră nepot al acestui rege, Ezechia. Și el și-a făcut greșelile lui. E ciudat cum fiecare generație are greșelile ei. Era la mare strânturare. Sănătate șubrăzită, amenințare străină, asediu prelungit. Și a strigat de Dumnezeu. În mijlocul necazului său, Dumnezeu i-a vorbit. Și i-a spus. Ezechia, te-am ascultat. Din două motive te-am ascultat. De m-aș uita la tine, de m-aș uita la ale tale, n-ar fi de mei. Dar am găsit două. În primul rând, numele meu. Și în al doilea rând, moșul tău, David. Și acum, din cauza mea și din cauza lui David, bunicul tău, îți voi face. E mare rară să aveți în neam oameni ca fratele Iosif. Dar ascultați-mă, asta și o plică. Izvorul acesta trebuie strânit mai departe. Făcut vad ca să curgă și să se adapte din el următoarele generații. Ce-aș putea în seara aceasta, în afară acestui gând, să vă părtășesc. Domnul să fie lăudat. Amin. Domnul să ne ajute să lăsăm după noi moștenire bună celor care vin după noi și mărturia aceasta să strălucească neamul neam. Amin. Putem să ne ridicăm. Vom încheia seara aceasta de priveghere cu un moment de rugăciune prin fratele tău, Obelcu, de vom ruga lui Dumnezeu. Stăm ridicați înaintea Ta, Dumnezeul nostru și Părintele nostru Ceresc, aducându-Ți mulțumire pentru că într-un astfel de moment, într-o astfel de seară și într-un astfel de loc, Te îngrijești de binele nostru pământesc, dar mai ales de binele nostru etern, de veșnicia sufletelor noastre. Mulțumim, Doamne, pentru că, da, chiar dacă este ceva ce nu ne place, despărțirea de cei dragi, astfel de momente vin cu un mesaj, un mesaj ceresc pentru fiecare dintre noi care rămânem în urmă. Că Tu binecuvintezi, că Tu ne iubești și ne aștepți să rămânem credincioși Ție, cuvântului Tău. Ne-ai vorbit în seara aceasta. Acum Te rugăm frumos, dă-ne puterea să luăm seama la tot ce ne-ai spus, să împlinim
și să ne lăsăm transformați de puterea cuvântului Tău, fiecare în locul în care ne-ai așezat. Și înainte de a pleca din locul acesta, te rugăm încă o dată să mângâi familia îndoliată și să lași bucuria aceasta a unei zile, o zi hotărâtă de Tine, în planul Tău suveran și desăvârșit, acea zi în care vom fi cu toții acasă și vom ocupa acel loc pe care ne-l-ai pregătit fiecăruia dintre noi. Fă, Doamne, să prindem acea zi. Fii cu noi, fie pacea Ta în sufletele noastre și primește mulțumirea pe care ți-o aducem din inimă. A Ta să fie toată slava, toată cinstea și toată gloria, de acum și până în veci de veci. Amin. Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu, slujba de priveghere din seara aceasta a ajuns la sfârșit. Mâine, la ora 11, va avea loc slujba de înmormântare. Ne vom reîntâlni în acest loc, urmând ca la ora 12 să vină carul mortuar și să continuăm partea finală a slujbei în locul de vremelnic. Așezat până când va aduce Dumnezeu învierea morților. Bună Dumnezeu să ne dăruiască o seară liniștită, plină de pace, de mântuire și să fie cu noi. Amin. Amin.